foarte multe destinații turistice, microregiuni s-au asociat pentru a-și pune în valoare proiecte de genul acesta, cum ar fi un patinoar închis sau o tiroliană între două vârfuri de munte în Italia și alte exemple europene care și-au adus beneficii și profituri și au dezvoltat microregiunile respective. La fel și noi ne dorim să, în regiunea Oltenia, ne dorim să creăm aceste branduri, să dezvoltăm această regiune prin fondurile europene care vor veni în următoarea perioadă. De aceea ne-am luat parteneri atât de specialiști la universitate, cât și din partea de cercetare, pe toate segmentele de dezvoltare și de colaborare la nivel regional. Asocierea 24 de localități din 3 județe, începând de sus de la Polovra, Jvaideni, Baia de Fier, din zona muntoasă și până la Goiești, stânga și dreapta, dealului Muierii, ne-am propus să creăm acest brand microregional, această zonă, să o dezvoltăm turistic și nu numai turistic, și socioeconomic, în vederea punerii în valoare a obiectivelor pe care le avem și a oportunităților locale care există acolo. Brandul dealul Muierii este o legendă, este o poveste frumoasă pe care noi ne-am propus să o punem în valoare, și anume, crearea acestui festival cu prima ediție este vorba de o legendă în trecut, când femeile erau ascunse în peșterile de la peștera Muierii, peștera Polovra, peștera frumoasă de la Vaideni, pe Valea Cernei. Aceste peșteri erau pline cu femei care se adăposteau de teama turcilor, bărbații soților erau la luptă și atunci nu au avut de ales decât să se ascundă în aceste peșteri. La un moment dat, legenda spune că nu au mai avut hrană și au decis să iasă din peșteri și să izgonească garnizoanele turci care erau la cetatea dacică de la Alunul și de la Grădiștea pentru a putea elibera regiunea respectivă. Plecând din peșteri, femeile respective s-au adunat și din stânga și dreapta dealului din satele respective, peste 3.000 de femei, care au ajuns la Alunul și la Grădiștea, i-au surprins pe turci și, neștiind ce se întâmplă, erau și călare, erau cu seceri, cu coase, peste turci, aceștia au luat-o la fugă. Este o legendă frumoasă pentru că, într-adevăr, au scăpat regiunea respectivă, dealul Muierii, l-au scăpat de dominația otomană, gonindu-i din țară. Plecând de la această legendă, ne-am propus să punem în valoare scene de genul acesta, dar nu numai asta, și să și creăm un traseu care să fie un traseu de mers pe jos al fetelor, plecând din peșterile respective, cu noptări și cu seri culturale, dar toate aceste legende și toate aceste aspecte sunt pentru a pune în valoare identitatea locului, identitatea locului nostru, a dealului Muierii. Neapărat vrem să promovăm produsele locale, vrem să promovăm oamenii de acolo, vrem să promovăm tradiția, meșteșugurile, cultura. Există în aceste 3 luni de zile de când noi ne-am propus să dezvoltăm acest, la nivelul clasterului, să dezvoltăm acest brand, am găsit comori. Deci când spun comori, sunt comori atât de frumoase încât nu vă vine să credeți. Oamenii locului, poveștile locului, care se pierd. Dar nu mai mult de atât, identitatea, gastronomia locală, vrem să le punem în valoare. Și asta facem prin a crea acest festival. Acum, anul acesta este prima ediție a festivalului. Ne dorim ca, prin punerea în valoare a legendei și a festivalului respectiv, să dezvoltăm microregiunea respectivă, să dezvoltăm în stânga și în dreapta toate statele noastre. Pentru că există o oportunitate de a atrage finanțări europene în acest segment de microregiune. Pentru că noi, pentru prima dată, putem să spunem că aducem fonduri și dezvoltăm microregiunea noi, prin noi. Nu așteptăm să vină nici de la Comisia Europeană și nici de la Guvernul României sau de la orice partid politic să vină fonduri. Nu. Noi suntem cei care ne promovăm, suntem autentici, sunteți autentici, că eu nu fac parte din dealul Muierii, fac parte din Oltenia, și prin dumneavoastră, prin ceea ce sunteți, prin resursa umană, prin resursa materială care există pe dealul Muierii, să promovăm acest segment și acest brand. Ne dorim foarte mult să vedem tiroliene pe dealul Muierii, să vedem o pistă de ciclism de la Polovra și la Craiova pe dealul Muierii, ne dorim să vedem pensiuni, să vedem tinerii care merg pe dealul respectiv și îl recunosc și cunosc și se simt bine, să facem centre sociale, centre de sănătate, pentru că sunt foarte multe păduri. Este un loc atât de virgin și atât de frumos în această perioadă, perioada în care noi am parcurs traseele respective,
A rămas foarte fascinat de ceea ce există pe acest deal.